sunt eu un maniac? Probabil că da, pentru că-mi place să-mi bag banii în mașina mea. Yo, 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 yo. Special pentru cunoscători și mai ales pentru fanatici. Nu, am 260 de cai să mă întorc. Clasic ca un BMW din 90 torc. Admirație de la orice rival. Pe interval sunt greu și ca V8-ul meu declarat fatal. Îmi place genul de mașină cu prezență scenică, dramatică, enigmatică, singuratică, animalică. Încă de mic mi-am dorit ceva special, cum să explic? Ai un Passat, știu, 2003 știu. V6 TDI cu tot ce vrei pe el, știu. Dar mai știu că sunt câteva sute ca a ta. Parcă-ți fute toți aceiași pizdă, nu te supăra, frate. Dau pe spate mai repede când văd un Golf 3 carosat, un flat vibrând sau vreo torpilă de 2 metri tunărită, modificată la volan vreo fată, măi tată. Hai, las-o-n pula mea, că nu se mai poate așa. Ai banul să-ți cumperi un S, dar nu ai bani să o faci a ta. Niște spoilere și alte accesorii, dă-i o vopsea galbe sau ceva și mai excentric, ala America. Curcubeu, cameleon sau cum vrei tu să îi zici, în ton cu orice sezon. Portocaliu, violet, verde aprins perlat. M-a stresat în pula mea, atâta grimetalizat. Pune-i roți, Mark, BBS, Santera sau niște croame garantate să-ți fure privirea. Elegant fântează-le pe obstacole și adă încet, că graba strică orice efect. Zic tovarăși în mașină și cu bași în portbagaj. Ne remarci repede în peisaj. Plutim ușor, parcă e un miraj. Senzație majoră cu 40 la oră. Zic tovarăși în mașină și cu bași în portbagaj. Ne remarci repede în peisaj. Plutim ușor, parcă e un miraj. Senzație majoră cu 40 la oră.